Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată-ne din nou la stupină. Chiar așa, dacă, iată, nu am pe cineva care să filmeze, o încerc să fac eu. Și cu o mână am să lucrez și cu cealaltă, iată, încerc să filmez. De fapt, ce vreau să vă prezint? În primăvară, în momentul în care am desfăcut cei trei, mă aflam pe cele patru rame, da? Una, două, trei, patru. Așa era nucleul pe care l-am retras într-un biostop. Sigur, el a pierdut albina, călătoare, rămas, deci spuneam, pe cele patru rame, ușor, ușor și-a dat drumul, i-am adăugat, l-a crescut trei, și cu trei, șase și cu una, șapte rame, deci observați, șapte rame noi sunt, iar acum, fiindcă spațiul permite, nu? Îl voi extinde în buzunărea. Și cum anume procedeam? Am avut iată rama clăditoare. A pornit rama clăditoare, cum observați. Este și o oată. Da. Când vedem că albina stă și clocește, știe de ce. Da? Este deja cu celulele de trând, oricum observați, și coata. Există chiar pericolul în ghilimele. Varianta să găsim chiar marca aici. N-am văzut de condat. Acum, rama clăditoare își ocupă poziția aici în spate, după grilă. Și trecem la treabă, căutăm să ducem în spate eventuale rame care sunt cu miere. Chiar și cu un alt bicuiet, iar aici o să adăugăm rame. Deci șapte au crescut, cele patru care au fost de bază, să văd că sunt diferite. Haideți să vedem prima ramă pe care o ridicăm, cu ce este aici. Este o ramă crescută cu puiet, iată, dragilor, și cu puiet. Și e destul de grea. Da? Deci a avut un coroniță destul de mare. Da, iată, o vedem aici. Deci am avut așa ocazia să dați o matcă bună, frumoasă, o perfect. Rama arată minunat. Și acum încercăm să o punem în spate. Am să o pun chiar de după, imediat după. Nu ne batem capul că matca este, o luăm în spate. Va veni vremea să și ducem în spate, poate chiar acum să văd cam care este situația. Dacă n-am să o fac imediat, am să las să se mai extindă, să populeze mai bine și să mai aici să mai bag câteva rame la crescut. Da? Deci, luăm ramă cu ramă, vedem exact care este situația și acum aș mai putea băga două foi aici. Iată, vedem și rama asta. Riscul mare să o scapi rama, că cu o singură mână nu e problemă complicată. Din nou rama care foarte frumos a fost lucrată, foarte, foarte frumos. Da? Matcă de nota 10, spune. Dar a apărut momentul de blocaj. Vedeți, aici a excluzionat și imediat a băgat miere în loc. E să duce bătălie cumplită între matcă și între matcă și albină. Da? Deci are tendință de blocaj aici. Înseamnă că din ramele acestea o parte o să fie
Ați văzut rama aceea pusă la crescut, este perfect. Așa, o ducem și pe asta, tot în spate. Deci mi-am făcut acum spațiu pentru 3 rame la crescut. E posibil să găsesc chiar numai cu miere, după cum îmi dau seama, datorită tendinței de blocaj. Dar începem acum activitatea. Rama asta am să o trag. Se vede că e ramă cu puiet. Este ramă de anul ăsta. Crescută perfect în biostup. N-a fost stricată, nu vedem celule de... E când este toată albina asta, când ecluzionează, aici e pericol. Da? Pericol. Iată, aici se totuși a făcut și ea un... Probabil că a fost un pic fagurile acolo, nu s-a lipit bine și ea și-a folosit... Au folosit acest prilej pentru a-și crea și câteva celule de trântor, da? Imediat. Da, oricum fagurile este, cu excepția celor 7-8 celule, este un fagur perfect. Asta e marea bucurie a apicultorului când observă și întâlnește astfel de... Aici venim la ramele pe care le avem puse, cu voi aranjate tot, observați. Lucrare făcute cum trebuie, cu capse, cu inox, ca să nu se rupă. Uneori taie, știți bine ce se întâmplă, să taie lemnul, slăbește sârma și la centrifugă te trezești că se rupe fagurile. Așa că băgăm această ramă. Din nou asta a fost începutul un pic la crescut. Vedeți celula până sus numai de albine. Adică am fost de undeva, am retras-o din motive. Așa. Pe care nu le-aș putea spune exact acum, nu mai țin minte care a fost motivul pentru care am retras fagurile astea. Așa. Acum, să luăm și pe ăsta să vedem ce se întâmplă cu fagurile acestea. Tot așa, este un fagure destul de greuț. Are și puie, dar are și miere. Însă am apucat așa de, cum observați, de fagure și riscul să o scap. S-a umezit și mă îndrăsnesc să îl mai ridic. Ia să vedem celălalt fagure. E posibil să fie numai cu miere asta. E greuț și chiar așa este. Da? Retragem în buzunare. Nu-l mai lăsăm aici în față, că e deja doar câteva celule pe aici, pe jos. Am mai băgat mătucea. Rest a fost blocat. Așa că o să punem în spate, buzunarul. Să vă albina este liniștită, o albină blândă. Nu e albină agresivă. Dacă te lasă să lucrezi așa, de unul cum chiar și se lasă filmată, nu e. Camera este neagră, trebuie să bată foarte tare. Tot secretul este, dragilor, să nu bruscați. Deci dacă se lucrează cu foarte multă grijă și reușim să nu bruscăm, toată treaba merge foarte, foarte bine. Iată acolo colectorul de polen aranjat, așa fel încât să meargă albina care pleacă pe deasupra. Dacă îl băgați, dragilor, foarte mult, deci dacă colectorul îl băgați foarte mult, așa, atunci toată albina merge pe deasupra. Dacă însă aveți grijă să meargă așa la o albină, practic, care să circule pe deasupra, cam în stilul ăsta,
atunci marea parte albinii intră în capcană și colectă polenul aici, da? Polenul se duce prin sită și îl găsim în tăviță. Da? Deci așa trebuie să aveți grijă să faceți treaba. Dacă cumva ați mai intrat în frigul roitului, n-a fost cu ce zic, dar și asta operație. Ia uitați. Și ați blocat. Pentru o jumătate de zi ați blocat matca. Și faceți operația. De unde ne dăm seama că a intrat în frigul roitului? Din momentul în care pe rama călitoare în spate, vedeți, asta este grila. Și când pe rama călitoare apar boci, este semn că e o problemă. Aici, ce putem spune, a apărut sentimentul de blocaj și intervenția noastră acum va permite dezvoltarea în continuare. Matca este, repet, destul de bună și sper să rezolvăm treaba. Iar cât de curând la acestuia îi facem operația pe care am spus-o înainte de declanșarea tăiului. Tăiul mai durează la aici cam 2 săptămâni până când pornește la pădure. Și înainte de tăi voi da drumul la și pentru acesta, care a fost un practic un nucleu pe 4 rame adus din când l-am desfășurat, când l-am scos din 3-in-1. Iată, a ajuns la nivelul care s-a dezvoltat foarte frumos și sunt șanse foarte mari ca să obțin chiar producție bună acum la tei. E, cel din care am făcut 3, ăla s-a dezvoltat foarte, foarte puternic. Da? Deci așa arată blocajul. Așa ne dăm seama de blocaj. Când marea parte a ramelor sunt bătute cu miere. Ducem tot în spate. Așa. Continuăm să urmărim familia și luăm deciziile care se impun. Deci am băgat până acum doar 2 faguri. S-a creat spațiu destul de mare. Ducem și pe asta. Haideți să o și vedem și pe asta, să vedem care este situația cu ea. Sper să nu fie tot cu miere, dar pare mai ușurică și atunci cred că este... Da, avem aici larve, le vedeți și voi. Deci după mână, apicultorul simte când e o ramă cu puiet și o ramă care e cu miere. Da, deci aici este puiet, se vede așa, din exterior, chiar dacă eu nu privesc acum, eu știu că toată zona asta care vă arăt are altă culoare, este altceva și acolo e numai plină cu puiet. Așadar, o aranjăm lângă foaie pe care am pus-o. Așa. Și mai punem o foaie. O 3-a foaie. Mai sunt încă 2, deci 5 vom băga. Aproape nici nu vine să mai cerceteze încolo. Sper să fie numai cu puiet, ca să le pun și pe celelalte și să-i dau drumul la treabă. Ăsta va avea rame, numai rame crescute în anul ăsta. Deci există riscul să fie dus matca în spate, dar sper să se întoarcă aici, în cuib. Acolo nu prea are spațiu unde să ouă, mai mult sunt ramele cu puiet, rame cu miere și mai trebuie câteva rame.
cred că l-am liniștit cum trebuie cu atâtea foi. Vom urmări dacă ea l-a crescut, numai dacă are ceva cules albin a face asta. Altfel, nu. Nu crește, nu face risipă de energie, nici o clipă. Deci Mihai și cu cei care, și foarte mulți cei care vă urmăriți filmulețele, sper să înțelegeți bine cam cum reacționăm în fiecare clip. Da, asta este ramă cu miere, după ce îmi dau seama. Da. Și cred că toate celelalte trei, încă două, sunt cu miere. Ia să vedem dacă... O să las camera un pic să o studiez, dragilor. De la mână, așa îmi spun. Așa, am sentimentul cu miere. Dar are și ceva celule cu ouă proaspete. Marca a fost pe aici cât de curând a fost pe aici. Așa, o să punem și pe asta aici. Și cealaltă ramă chiar numai cu miere, bănesc. Ia să urmărim. Nu, și cu larvă. E bine, mă speriasă. Da. Iată să vă arăt, iar vă 2,5 kg, 3 așa, și de-aia am zis că de tipul... Da, deci avem și aici, avem în partea trezor, cam jumătate de ramă. Da. Și pe partea și pe alta. Da, restul băgat miere. Deci n-am apucat să scoatem, dragilor, pe de fapt pe ăștia i-am lăsat așa mai departe și am zis cum se poate. Au fost micuți din primăvară, o suferit că le-am luat albina, hai să lăsăm. Dar a lucrat destul de bine. Și iată-ne acum. Stare să analizăm și să vedem ce putem face. De fapt, am trecut majoritatea celor cu miere, le-am trecut în spate. Deci o pun și pe asta. Și cu asta am încheiat discuția despre această familie. Repet, deci când a fost desfăcut, ați văzut, erau pe 4 rame. Și acum pornit, toate au fost crescute, am făcut extinderea, m-am dus în spate, în buzunărel, e dreptul cu miere, cu mai multe ramele cu miere sunt aici, ultima n-am mai cercetat-o, dar se vede că e crescută și ea, da, de aici așa le uităm, printre, și vedem că e crescută, posibil să fie masiv cu miere, haideți să o și vedem ca idee, sau să fie avut marca, să fie strecurat un pic și să fie băgat și ea niște celule acolo de puiet. Eu m-aș bucura să am și puiet aici. Ia să vedem. Așa eu cred că s-a întâmplat. Da, avem un peticus de puie, dar e mic ăsta, să o recunoaștem. E mai mult cu miere și o trecem în spate. Da, deci 5 rame am trecut în spate, 5 rame am băgat foi. E mult, foarte mult, 5 de fapt. Da, să sperăm că va avea un pic de cules și se va apuca de treabă. Acum blocajul cred că s-a lămurit. Dacă marca... Da? Deci așa am arată. Din cele 4 rame,
dar două le-am spus în spate, două mai rămas în față. Deci astea sunt cele două rame din perioada anterioară. În rest avem numai rame noi. Cinci sunt foi acum băgate. În partea asta altă sunt ramele care le-am tras. Ați văzut și rama călătoare. E posibil să fi fost și matca pe aici. Na, e fie în trecere, fie chiar lucrat pe acolo printr-un colțișor. Asta se întâmplă cu biostupul. Observați, ai spațiu suficient. Te poți mișca cum poftești. Da? Deci nu e... Și important este să poți ajunge la timp și să nu intri în frigurator. Sigur că aici putem pune capurile, nu în, pentru momentul de latei. Ați văzut, avem 5 am băgat foi și sunt 7 cu puiet. Sunt 12 de toate. Mai sunt și pe aici, mai avem și pe aici ceva puiet, mai puțin, dar nu poți fi o ramă numai și numai cu miere, cu miere da, dar numai cu puiet, imposibil acum, avem și coronița aceea, nu? Destul de frumușică. Asta este situația, așa. Vă invit să urmăriți din ce în ce mai atent, că biostupul ne oferă o șansă imensă. Putem lucra foarte, foarte frumos. Eu mă opresc aici. Iată un filmulețul micuț. Dar am ținut neapărat să vă arăt și asta, pentru că voi acolo acasă, mai ales cei care sunteți la început, aveți o mie și una de întrebări. Cum procedăm? Ce facem? Filmulețul acesta vă va lămuri. Repet, pe biostup aveți posibilități de manevră foarte mari. Vă spuneam că există posibilitatea că de acolo să-l dau în două, să aduc matca în spate, să dau drumul aici la mulțire. Deci, funcții de obiectiv pe care îl ai, te poți plia și poți rezolva foarte multe probleme. La revedere, dragilor, pe curând!